Donald Trump are parte de un nou proces. Procurorii din New York au convocat un mare juriu special pentru a analiza probe în cadrul unei anchete penale privind afacerile fostului președinte american. Biroul procurorului districtual din Manhattan a investigat situația lui Trump de 2 ani. Procurorul districtual din Manhattan, Cyrus Vance Jr., a purtat o adevărată bătălie juridică pentru a obține dosarele fiscale ale fostului președinte american. Procurorul democrat a folosit un mare juriu de investigație pe parcursul anchetei sale pentru a emite citații și a obține documente. Acest grup a continuat să lucreze în timp ce alte mari jurii și activități judiciare au fost închise din cauza pandemiei de coronavirus. Ancheta include examinarea relației lui Trump cu creditorii săi, o donație de terenuri pe care a făcut-o pentru a se califica pentru o deducere din impozitul pe venit și scutirile fiscale pe care compania sa le-a solicitat pentru onorariile de consultanță de milioane de dolari pe care le-a plătit. Trump susține că ancheta este o vânătoare de vrăjitoare. Aceasta este pur politică și un afront adus celor aproape 75 de milioane de alegători care m-au susținut în alegerile prezidențiale și este condusă de procurori democrați extrem de partizani, a afirmat Trump într-o declarație. Biroul lui Vance a refuzat să comenteze. Noul mare juriu este cel mai recent semn al creșterii impulsului în ancheta penală asupra fostului președinte republican și a companiei sale Trump Organization. Ancheta lui Vance a părut să se concentreze în ultimele săptămâni asupra șefului financiar de lungă durată al lui Trump, Ellen Weisselberg. Fosta sa noră, Jen Weisselberg, cooperează cu ambele anchete. Ea le-a dat anchetatorilor teancuri de dosare fiscale și alte documente, în timp ce aceștia cercetează dacă unii angajați ai lui Trump au primit compensații extrabugetare, cum ar fi apartamente sau plata taxelor școlare. Ellen Weisselberg a fost citat în ancheta civilă a lui James și a depus mărturie de 2 ori anul trecut. Avocatul său a refuzat să comenteze atunci când a fost întrebat marți dacă a fost citat să depună mărturie în fața noului mare juriu.